Invitatul nostru din seara asta s-a născut în februarie 1944 la București. Este profesor emerit la Facultatea de Istorie a Universității din același oraș. Domnia sa este autorul unor cărți de mare succes. Unele dintre ele au devenit repere în redefinirea felului în care înțelegem istoria națională. Altele au produs mari controverse. Suntem onorați să-i spunem din nou bun venit la Garantat 100% domnului profesor Lucian Boia. Bună seara! Bună seara, mă bucur că ne revedem. Parcă am mai făcut noi o emisiune cândva. Cred că sunt vreo 3 sau 4 ani așa, de când ne-am văzut. S-a schimbat decorul în orice caz. E adevărat. Da. Domnule profesor, aveți fani care așteaptă cu nerăbdare cărțile dumneavoastră. Aveți parte de critici din direcția unor personalități cunoscute în spațiu public, dar concluzia pe care o poate trage oricine în situația asta e că vă bucurați de foarte mare interes. Ce v-ați mai putea dori? Nu-mi doresc nimic special. Eu mă simt bine, chiar dacă unii consideră că am criticat cam prea tare România. Eu mă simt bine în România. Bine, mă simt normal, cum să spun. Asta e locul meu, îmi văd de treabă. Și treaba mea e să scriu cărți. Altceva nici nu prea știu să fac. Eu scriu cărți. Domnule profesor, anul trecut ați publicat o carte. De ce este România altfel? E o carte despre ambiguitatea României, dacă vreți. Dar, în orice caz, e o carte în care înțelegi cât de greu se poate defini acest spațiu. Și dumneavoastră o faceți cu toate nuanțele necesare. Cu permisiunea dumneavoastră, o să fac un sumar al felului în care s-a receptat cartea dumneavoastră. Ați fost acuzat de defăimare. Asta e din codul penal, fostul cod penal, codul dar penal comunist. În felul în care formulez acum, ați fost acuzat de defăimare. Da, așa? Da. Era un articol în codul penal comunist, menținut o vreme și exact. După 89, în post-comunism, și care a dispărut odată cu integrarea noastră în Uniunea Europeană. Nu prea merge să intri în Uniunea Europeană cu un articol despre defăimarea țării. Cu toate astea, dumneavoastră v-ați încăpățânat să defăimați. Dacă așa vor unii să zică. Bun. S-a mai spus că ați redactat o biblie a imposibilității românești. Ați mai fost acuzat de interese mercantile ascunse în spatele pretențiilor științifice. Eu nu fac decât să citez. Asta acum. Nu știam, da. S-a spus că ați scris pe genunchi o carte superficială, care s-a vândut foarte bine, tocmai pentru că e o fușereală. Un alt text critic urmărește evoluția dumneavoastră serioasă până la un moment dat, după care picați în delăsare, îmbătați de propriul succes și deveniți din ce în ce mai superficial, sacrificând seriozitatea și spiritul științific în favoarea imaginii de scriitor prolific. Da. În sfârșit, vi s-a reproșat că nu era momentul să veniți cu asemenea afirmații. Asta e vorba care circula în anii 80, acum nu e momentul, lăsăm pentru mai târziu. Vi s-a mai spus că luați lucrurile prea în general și că ascunzându-vă în spatele pretenției nevinovate că scrieți un eseu, faceți un rău contribuind la accentuarea stării de spirit mai degrabă proastă în care plutesc românii acum. N-am făcut decât să citez o parte din ceea ce s-a spus despre cartea dumneavoastră. Acum a ieșit o a doua ediție. Mai ziceți și de bine. O să zic și de bine imediat. A ieșit o a doua ediție, iar dumneavoastră ați răspuns în bună măsură acestor critici, ați scris o prefață. Prefața poartă un titlu, Filozofia lui altfel, răspuns unor critici. Ați putea să lămuriți, măcar pe scurt, problema lui altfel? Ce să înțelegem prin altfel atunci când ne gândim la altfel în cazul titlului cărții dumneavoastră? De ce e România altfel? Bun, nu numai România este altfel. Toate țările, toate națiunile sunt altfel. Sunt asemănătoare pe de-o parte, fiindcă sunt societăți umane toate și care au cunoscut o istorie cu multe puncte comune, dar și cu diferențe. Deci altfel sunt toți. Așa încât bun, sau împiedicat unii de titlu. Ce, cum era să-mi intitulez cartea? De ce este România altfel, după cum și alții sunt altfel? Pur și simplu este un titlu care s-a dorit expresiv, fără să fie incorrect prin asta. Nu, întrebarea care duce lucrurile puțin mai departe este aceea dacă România nu e puțin încă mai altfel, cum să spun. Aici e greu de răspuns. Eu am dat răspunsul meu. E greu de răspuns fiindcă ne comparăm cu ce? Ne comparăm până la urmă, trebuie să construim un model. Un model abstract, un model neutru, un model ideal exact. European, un model de mijloc, cum să zic, în raport cu care să ne poziționăm. Impresia mea este, asta e greu de demonstrat, dar fiecare putem să simțim lucrurile. Și se mai poate și argumenta. Sunt date de ordin statistic, cum să spun.
Recent auzeam iarăși informația asta și lucrurile se prezintă așa de decenii multe în ce privește mortalitatea infantilă. Da. România este pe primul loc în Europa în continuare. A fost pe primul loc și în perioada interbelică. Suntem tot pe primul loc sau pe ultimul loc la construcția de autostrăzi. Tristă consecvență. Bun. Ce legătură are mortalitatea infantilă cu autostrăzile? Aparent nu are niciuna, dar legătura este cu evoluția de ansamblu a României. Cred că în România, sigur încă o dată e greu de numărat și de comparat punct cu punct, dar cred că în România s-au adunat ceva mai multe dereglări, ceva mai multe neajunsuri decât în alte societăți europene. Asta este și nu de ieri, de alaltăieri. Până la urmă cu toții și cei care mă critică, nu cred că sunt foarte satisfăcuți de modul cum merge România. România nu merge prea bine sau nu merge cum ar putea să meargă raportând-o la potențialul țării. Nu e țara cu cel mai scăzut potențial din Europa. Dar atunci de ce e țara care în multe privințe se află la coada Europei? Și aici se pot da răspunsuri, unele dintre ele simple, mult prea simple, cu care n-am cum să fiu de acord, nu? Din cauza guvernării actuale sau din cauza guvernului dinainte sau din cauza guvernului dinainte a guvernului dinainte. E cam puțin. Bun, sunt dereglările comunismului. Nu se dă în mare măsură vina pe comunism. Și cu asta sunt de acord, dar sunt de acord până la un punct, fiindcă și comunismul a dereglat atât de tare lucrurile, le-a dereglat până la urmă mai rău la noi decât în alte părți. De ce? Fiindcă și comunismul s-a așezat într-o societate unde întârzierile și dereglările existau. Și ne uităm la România interbelică. România interbelică înseamnă și o elită intelectuală excepțională. Nu? Cultura românească atinge un nivel foarte, foarte bun, de nivel de factură pur și simplu occidentală în perioada interbelică. Dar în același timp societatea românească în profunzimile ei prezintă și elemente de foarte mare întârziere. Deci România interbelică este țara europeană care are cel mai mare procent de analfabeți. Exact. Nu? Și dacă raportăm la elita încă o dată excepțională, probabil că avem contrastul cel mai mare pe care îl prezintă o societate europeană în perioada interbelică, între nivelul cel mai de sus și nivelul cel mai de jos. Și e țara care, dacă vrem să ne referim și la alte date, cu cea mai mare natalitate din Europa, și ăsta e un element, un indicator de întârziere, cu cea mai mare mortalitate și, am spus-o și puțin mai înainte, cu cea mai mare mortalitate infantilă, poziție în care ne-am menținut foarte bine sau foarte rău până astăzi. Bun, toate astea se adună, cum să spun. Și toate sunt rezultatul unei întârzieri istorice și unor dereglări care vin mai de departe și care s-au atenuat uneori, altor s-au accentuat, odată cu comunismul de pildă și cu tranziția nu prea reușită de după comunism. Și asta este. Eu nu i-am vorbit de rău pe români în cartea mea, eu am vorbit de rău, dacă pot să zic așa, între ghilimele, România. Deci nu românii sunt în cauză, nu vreun dat psihologic fundamental. Ajungem imediat. S-a făcut o apropiere complet greșită de cartea lui Drăghicescu din Psihologia poporului român sau de ce a scris Cioran și așa mai departe. Imediat ne referim la lucrurile. Eu nu mă refer la psihologia românilor, mă refer la întârzierile românești și astea sunt întârzieri istorice, sunt întârzieri ale României și care nu-i condamnă niciun fel pe români. Românii au avut o anumită istorie până astăzi, vor putea să aibă, nu știu ce istorie vor avea, dar vor avea o istorie și de acum înainte, care s-ar putea să fie cu totul diferită de istoria de până astăzi. Dar, vedeți, există oameni care se simt nu neapărat vizați, pentru că nu e vorba de a fi vizat, dar sunt oameni care sunt deranjați, de exemplu, de faptul că povestiți la un moment dat, nu povestiți, relatați la un moment dat, despre faptul că unii intelectuali foarte importanți din perioada interbelică au primit cu relaxare surprinzătoare atât momentul de dictatura lui Carol al II-lea, cât și momentul Antonescu, după care, cu aceeași consecvență și cu aceeași relaxare, au primit și dictatura comunistă. Faceți o analiză atentă a lucrului ăstuia. Sunt oameni care sunt deranjați de acest fapt. Aveți o explicație pentru lucrul ăsta? Bine, faptul este fapt, cum să spun. O explicație că lucrurile s-au întâmplat așa sau o explicație că oamenii sunt deranjați? O explicație că oamenii sunt deranjați, în primul rând. Oamenii se gândesc la ei, eu știu, probabil că mulți dintre ei au procedat cam cum au procedat și înaintașii lor, adică
s-au simțit mai bine în preajma puterii, au încercat să se adapteze de câte ori s-a petrecut o schimbare de putere și așa mai departe. Bun, toate astea sunt și lucruri cu un caracter mai general. Le întâlnim și în alte societăți și în alte țări, să nu ne închipuim că suntem chiar atât de unici. Om fi noi altfel, dar nu suntem chiar atât de altfel. Dar se adaugă probabil și o anumită cultură paternalistă, un anume respect față de putere, o anume încetineală în reacțiile împotriva puterii, împotriva abuzurilor puterii. Lucrurile se leagă mai greu la noi, nu numai în pătura intelectuală. În general, românii protestează, când protestează, chiar protestează, cum să spun, la școala din 1907, exact. Decembrie 1989, însă până la aceste proteste masive și care se lasă și cu vărsare de sânge, ceea ce nu-i bine, nu? Ar fi mai bun un reglaj fin de la o zi la alta, să nu lași lucrurile să evolueze într-o direcție negativă, să meargă prea departe în direcția asta. Dar în rest, într-adevăr, românii au mai mult cultura supunerii sau cultura compromisului decât cultura rezistenței. Asta tot din istoria lor provine. Iar intelectualii sunt și ei partea poporului român.